În jur de 300.000 de hunedoreni, adică aproximativ 40% din populația județului, au făcut cel puțin o doză de vaccin anticovid. Cum însă rata de incidență de îmbolnăvire cu COVID-19 este de mai bine de o lună în continuă scădere, lucru la care se adaugă și apropierea sărbătorilor de iarnă, interesul hunedorenilor față de vaccinare a scăzut foarte mult în această perioadă. În acest moment, vaccinarea nu mai are adresabilitatea care ne-am dorit-o. A scăzut foarte mult numărul vaccinărilor. Este cumva de așteptat, fiind și perioada aceasta de sărbători și de obicei de sărbători, lumea este ocupată cu problemele personale. Cu toate acestea, cei de la Direcția de Sănătate Publică Hunedoara sunt în continuare în alertă și așteaptă rezultatele finale ale studiilor privind eficacitatea vaccinurilor la noua tulpină Omicron. Dar, în același timp, transmit și că pentru a ne proteja împotriva COVID-19, trebuie să continuăm să respectăm norme minime de siguranță sanitară. În ceea ce privește Omicron, tulpina descoperită recent, se fac studii, urmează ca în aproximativ 2 săptămâni producătorii de vaccin să ne comunice dacă vaccinurile actuale cât sunt de eficiente, de fapt, pentru că ele au o eficiență, doar că trebuie stabilit exact care este nivelul de eficiență. Nu trebuie măsuri suplimentare, trebuie să ne protejăm ca și până acum, mască, să evităm aglomerațiile, să ne dezinfectăm pe mâini, deci nu sunt protecții suplimentare în privința aceasta. Pe de altă parte, cei de la DSP Hunedoara au primit din partea Ministerului Sănătății 675.000 de lei pentru achiziția tichetelor de masă în vederea distribuirii acestora către centrele de vaccinare. Persoanele vaccinate cu schema completă vor putea intra în posesia tichetelor de masă la centrul de vaccinare, cabinetul medicului de familie sau ambulatoriul de specialitate, în funcție de locul în care s-a efectuat imunizarea, în baza registrului de evidență operat. Voucherele se pot ridica în termen de 6 luni de la data inoculării ultimei doze, iar DSP Hunedoara va distribui etichetele achiziționate către centrele de vaccinare în cursul săptămânii viitoare. Direcția de Sănătate Publică Hunedoara va primi o nouă suplimentare de fonduri până la sfârșitul anului, care va asigura livrarea parțială a etichetelor pentru persoanele vaccinate în luna noiembrie, cu mențiunea că pentru doza 3 nu se acordă aceste vouchere.